Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc! Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc, dragii mei, astăzi vreau să vă împărtășesc o idee despre noroc și despre oameni. Care să fie relația între aceste două noțiuni? Vedeam pe cover-ul unei prietene pe Facebook un citat: trebuie să ai noroc în toate, dar mai ales la oameni. Am stat puțin și m-am gândit, voi știți părerea mea că eu nu cred în noroc. De ce nu cred în noroc? N-am câștigat niciodată nimic și tot ce am obținut și am reușit în viață a fost rodul eforturilor mele, al credinței și al muncii. Da? Al muncii, al perseverenței și al credinței. Da? Poate că vă gândiți la Dumnezeu ca la un noroc, că Dumnezeu face așa, pocnește din degete și întâlnești oamenii de care ai nevoie, la momentul când ai nevoie, unde ai nevoie, dacă Dumnezeu face o magie. Și așa este, până la un punct și cu un amendament. Și referitor la norocul, în ceea ce privește oamenii, eu aș veni în completare, ca să zic așa, nu în complementaritate, aș veni cu ideea și cu îndemnul să ne comportăm cu ceilalți cum am dori să se comporte ei cu noi. Și atunci vom avea noroc la oameni. Dragii mei, nu putem să avem noroc la oameni, să avem de-a face cu oameni buni, înțelegători, care să ne ajute, dacă noi nu suntem așa. Ca să avem noroc de asemenea oameni să ne fie aproape, trebuie să fim și noi deschiși și să fim aproape altora. Da? Și, în general, acest noroc pe care tot îl invocăm noi și unii cred foarte tare în el și îl așteaptă așa să le pice pară mălăiață în gura lui, știți voi proverbul, acest noroc, de fapt, este un rezultat al unei legi, o lege universală după care funcționează universul ăsta, legea cauză-efect. Deci, ceea ce pleacă de la noi și este cauză, generează efecte. Păi nu pot eu să mă comport cu oamenii urât, să tun și să fulger și să împrăștii venind în jurul meu, jignind și vorbind urât și așa, și să aștept norocul și pe Dumnezeu să îi facă pe oameni să fie drăguți cu mine, amabili, surâzători, așa. Nu o să se întâmple asta niciodată. De ce? Nu pentru că Dumnezeu este, cum să zic, insensibil și nu vrea el, Dumnezeu e răzbunător și e rău și nu vrea să-ți dea oameni care să se comporte frumos cu tine, ci pentru că doar ai ceea ce lași tu să plece de la tine. Ceea ce faci seamănă și ce semeni cu legiul ulterior, da? Deci, mare atenție și cred că ar trebui totuși să ne revizuim puțin această idee cu norocul. Și că în tot norocul care ni se întâmplă avem un aport foarte, foarte important, decisiv. Dacă vrei să culogi roadele norocului, fii tu norocul altora. Vă pup și să ne fie de folos!